Bună ziua! Sunt Caden. Vrem să ne bucurăm de harul și binecuvântările lui Dumnezeu și adesea ne rugăm și implorăm din suflet, sperând că Dumnezeu ne va rezolva problemele. Îl slăvim pe Dumnezeu când primim har și binecuvântări. Dar când ne confruntăm cu boli sau greutăți, ne plângem. Oare Dumnezeu aprobă acest gen de credință? Ce fel de căutare ar trebui să practicăm ca să ne conformăm voii lui Dumnezeu? Cum ar trebui să depășim perioadele grele când ele apar? Am citit un eseu mărturie care mi s-a părut edificator. Se numește A căuta binecuvântări e în conformitate cu voia lui Dumnezeu? Vi-l citesc tuturor. În 2018, am acceptat lucrarea lui Dumnezeu atotputernic. Am fost foarte încântat să întâmpin întoarcerea Domnului. Am început să învăț să împărtășesc Evanghelia, dar cum lucram ziua, iar seara veneam obosit acasă, mă concentram greu pe datoria mea. Am vrut să renunț la slujbă și să împărtășesc permanent Evanghelia. Dar, practic, situația nu permite acest lucru. Creșteam cinci copii, iar dacă nu îi trimiteam la școală, guvernul m-ar fi considerat inapt să am grijă de ei. Și atunci mi-ar fi luat. Viața mea era plină de stres, dar știam că, în calitate de ființă creată, oricât de mari ar fi fost greutățile, trebuia neapărat să-mi fac datoria. În 2019 am devenit conducător de biserică și m-am aglomerat și mai mult. Mi-am redus zilele lucrătoare de la șase la patru pe săptămână. Am fost foarte mulțumit de decizie. M-am gândit că poate mă va binecuvânta Dumnezeu pentru sacrificii. Deși nu mai munceam așa mult, din cauza reducerii orelor de lucru, asta nu mi-a afectat viața. Fiindcă totul mergea bine, și nu aveam nici probleme de sănătate, nici necazuri. Credeam că viața mea era atât de liniștită, fiindcă primeam ce meritam pentru sacrificiul meu pentru Dumnezeu. Mă bucuram foarte mult că aveam mai mult timp să-mi fac datoria. Dar apoi, totul s-a schimbat în 2021, după ce s-a declanșat pandemia. Venitul de la salonul de coafură pe care îl administram a scăzut în mod drastic și nu mai reușea să acopere costul chiriei. Așa că am fost nevoit să mă mut într-un salon mai ieftin. Dar necesita ceva renovări. Am găsit un lucrător în construcții ca să mă ajute. Dar după câteva săptămâni, mi-a spus că proiectul meu necesita mai mult timp, iar el avea multe de făcut și nu prea avea personal așa că nu mai putea să lucreze cu mine. Vecinii și clienții mei au aflat ceea ce se întâmpla și au spus că dacă nu se finaliza munca la noul salon, urma să plătesc chirie pentru două spații simultan, ceea ce ar fi fost foarte scump. Și cum puteam păți eu asta care eram credincios? Inițial le-am spus foarte sigur pe mine că totul depindea de suveranitatea și rânduielile lui Dumnezeu și că nu mă puteam plânge. Apoi am găsit un individ care lucra la o altă firmă de construcții, dar și el a renunțat din cauza unor probleme de sănătate. Timpul efectiv a zburat și salonul încă nu era reparat. Trei luni consecutive am plătit chirie pentru două saloane în același timp. La scurt timp a început să curgă o țeavă la noul salon și a trebuit deschis tavanul pentru a găsi scurgerea. Acea schimbare a saloanelor deja mă costase 3000 de lire în total. Eram foarte nemulțumit și în plus derutat. De ce mi se întâmpla așa ceva? De ce a trebuit să cheltuiesc atât? Tot timpul crezusem că Dumnezeu mă va ajuta să găsesc un constructor bun. Dar surprinzător, acest individ a abandonat lucrarea după ce instalase parțial caloriferul. Iar țeava a început să curgă Distrugând jumătate din renovările făcute la încălzire. În acea perioadă m-am și îmbolnăvit de coronavirus. Am început să mă plâng. De ce permitea Dumnezeu să mi se întâmple așa ceva? Eu îmi făceam datoria în biserică, reducându-mi orele în care munceam și câștigam bani. Deci, de ce mă confruntam cu atâtea greutăți? Sufletul meu era plin de nemulțumiri. Apoi, n-am mai fost foarte conștiincios față de datoria mea. Continuam să-mi fac datoria, dar nu puneam deloc suflet. Eram complet preocupat de cum să rezolv problemele din salonul meu. Era o adevărată dilemă, care m-a făcut să nu mă mai concentrez la adunări. Obișnuiam să fac mereu o sinteză după adunări, dar n-am mai vrut să fac asta. Obișnuiam și să-mi sacrific parte din orele de somn, pentru a avea părtășie cu alții și a ajuta în probleme. Dar acum, când mă căutau, nu voiam să răspund la telefon. Înainte mă interesam dacă ceilalți erau într-o stare bună sau nu, dacă aveau probleme în îndatoririle lor și aveam părtășie despre cuvintele lui Dumnezeu legat de ele. Dar acum nu mai voiam să fac nimic din toate astea, am devenit tot mai neglijent în îndatorirea mea. Într-o zi, o conducătoare superioară mi-a spus că trebuia să-mi asum responsabilitățile, să organizez adunări pentru membrii noi și să iud cum se cuvine să nu las nici unul să scape neudat. M-am împotrivit mult rânduielii ei. Făcând în acest fel, n-aș mai fi avut mult timp să-mi rezolv treburile acasă. Voiam să-mi petrec timpul liber cu familia și prietenii mei. Voiam să am parte de mai mult confort fizic. Nu mai voiam să fac devoțiuni, să citesc cuvintele lui Dumnezeu. Înainte mă trezeam de vreme ca să citesc cuvintele lui Dumnezeu și să ascult lecturile ziua. Acum nu mai voiam să mă trezesc dimineața sau să citesc cuvintele lui, fiindcă nu fusesem binecuvântat în schimbul eforturilor mele și întâmpinasem atât de multe obstacole. Nu știam despre ce s-a împărtășit în adunări. Mă prefăceam că totul era în regulă. Ca măcar să-mi pot păstra funcția în biserică. Am început să fiu necinstit în datoria mea. Când mă întreba cineva cum decurgeau lucrurile, spuneam că terminasem ceva ce clar nu făcusem, înșelându-mi frații și surorile. Aveam acea atitudine doar fiindcă Dumnezeu nu mă binecuvântase, ci mă lăsase să mă confrunt cu dificultăți. Nu arătam venerație față de Dumnezeu, dar rămite că mă închin Lui. Eram într-o stare groaznică, așa că i-am spus conducătoarei prin ce treceam. I-am apus să citesc din cuvintele Lui Dumnezeu. În timp ce sunt supuși încercărilor, este normal ca oamenii să fie slabi, ca negativitatea să sălășluiască în ei, să fie lipsiți de claritate în ceea ce privește voia lui Dumnezeu sau calea lor de practică. Dar în orice caz, trebuie să ai încredere în lucrarea lui Dumnezeu și să nu-L tăgăduiești în tocmai ca Iov. Deși Iov a fost slab și a blestemat ziua în care s-a născut, nu a negat că toate lucrurile din viața oamenilor sunt dăruite de Iahve și că el este și cel care putea să le ia pe toate. Indiferent cum a fost încercat, și-a păstrat această credință. În experiența ta, indiferent la ce rafinare te supun cuvintele lui Dumnezeu, credința și dragostea pentru el sunt, pe scurt, ceea ce îi cere omenirii. Credința, iubirea și aspirațiile oamenilor sunt ceea ce săvârșește el lucrând în acest fel. Dumnezeu face lucrarea de desăvârșire asupra oamenilor, iar ei nu pot să o vadă, nu pot să o simtă. În astfel de împrejurări, ți se cere să ai credință. Credința oamenilor e necesară atunci când ceva nu poate fi văzut cu ochiul liber. Iar credința ta e necesară când nu poți renunța la propriile tale noțiuni. Când lucrarea lui Dumnezeu nu ți este clară, ceea ce ți se cere este să ai credință să iei o poziție fermă și să fii martor. Citind cuvintele lui, am realizat că nu înțelegeam deloc intenția lui Dumnezeu în încercările prin care treceam. Eram disperat și nefericit, chiar m-am îndoit de suveranitatea lui Dumnezeu, dar am continuat să susțin că eram un adept devotat al lui Dumnezeu. Când afacerea mea mergea bine și eram sănătos, credeam că Dumnezeu mă binecuvântase enorm, și că mă puteam dedica mai mult lui. Când am avut necazuri, dificultăți în viață, am început să-L învinuiesc pe Dumnezeu. Oare asta era credința? Când Iov și-a pierdut toate bunurile familiei și toți copiii, el nu l-a învinuit pe Dumnezeu, ba chiar a slăvit numele. Când soția lui a încercat să-i zdruncine credința, el a acuzat-o că e o femeie nesăbuită, spunând, să primim de la Dumnezeu doar binele, și să nu primim și răul. Iov nu negocia și nu avea pretenție în credința lui în Dumnezeu. Că primea bine binecuvântări sau suferea dezastre, el se supunea lui Dumnezeu. Iov avea o credință reală în Dumnezeu. Simțeam că era imposibil să fiu la fel de bun ca el. Văzând că apar într-una greutăți în viața mea, am simțit o nemulțumire. Cunoscuții mei m-au întrebat, de ce mi se întâmplau astfel de lucruri mie, un credincios? Deși susțineam că totul era în regulă. În timp, m-am descurajat treptat și am început să mă îndoiesc de guvernarea lui Dumnezeu. Prin experiența lui Iov, am realizat că satana m-a atacat prin lucruri spuse de alții ca să mă facă să-l neg și să-l învinesc pe Dumnezeu. Nu aveam absolut nicio mărturie în acea experiență. Am devenit fraierul satanei. M-au copleșit rușinea și regretul pentru cum mă comportasem. Ulterior, am citit din cuvintele lui Dumnezeu. În experiențele de viață ale oamenilor, ei își spun deseori. Am renunțat la familie și carieră pentru Dumnezeu și El ce mi-a dat? Trebuie să calculez și să confirm. Am primit recent vreo binecuvântare? Am dat foarte mult în acest timp. Am tot alergat și am suferit mult. Mi-a dat Dumnezeu vreo promisiune în schimb? Și-a adus aminte de faptele mele bune? Care va fi finalitatea mea? Pot primi binecuvântările lui Dumnezeu? Fiecare persoană face constant astfel de calcule în inima sa și îi cere lui Dumnezeu lucruri care conțin motivațiile, ambițiile și mentalitatea sa de târguială. Adică, în inima sa, omul îl testează în mod constant pe Dumnezeu, face constant planuri despre Dumnezeu și își susține argumentele pentru propria finalitate cu Dumnezeu și încearcă să obțină o declarație de la Dumnezeu, să vadă dacă Dumnezeu îi poate da ce își dorește. În timp ce îl caută pe Dumnezeu, omul nu îl tratează ca pe Dumnezeu. Omul a încercat întotdeauna să facă târguri cu Dumnezeu. Cerându-i lucruri neîncetat și chiar presându-l la fiecare pas, încercând să îi ia toată mâna după ce i s-a dat un deget. În același timp în care încearcă să se târguiască cu Dumnezeu, omul se și ceartă cu el. Și chiar există unii oameni care, când se abat încercări asupra lor sau când se află în anumite situații, deseori devin slabi, pasivi și neglijenți în lucrarea lor. Și plin de plângeri în privința a lui Dumnezeu. Din momentul în care omul a început prima oară să creadă în Dumnezeu, el l-a considerat un corn al abundenței, un instrument bun la toate, și s-a considerat a fi cel mai mare creditor al lui Dumnezeu, ca și cum obligația și dreptul lui inerent erau să încerce să obțină binecuvântări și promisiuni de la Dumnezeu, în timp ce responsabilitatea lui Dumnezeu. Era de a proteja și a avea grijă de om și de a-l aproviziona. Așa este înțelegerea de bază a credinței în Dumnezeu a tuturor celor care cred în El, și astfel e înțelegerea cea mai profundă a conceptului de credință în Dumnezeu. De la natura și esența omului și până la urmărirea sa subiectivă, nu există nimic care să aibă legătură cu frica de Dumnezeu. Scopul omului în a crede în Dumnezeu nu ar putea avea nimic de a face cu al venera pe Dumnezeu. Adică omul nu a luat în considerare și nu a înțeles niciodată că a crede în Dumnezeu necesită frică față de el și venerarea lui. În lumina acestor condiții, esența omului este evidentă. Care este această esență? Este faptul că inima omului este malițioasă. Nu trește trădare și înșelăciune, nu iubește dreptatea și cinstea, și ceea ce este pozitiv, și este demnă de dispreț și lacomă. Inima omului nu ar putea fi mai închisă pentru Dumnezeu. El nu i-a dat-o deloc. Dumnezeu nu a văzut niciodată adevărata inimă a omului, nici nu a fost venerat de om. Indiferent cât de mare este prețul pe care îl plătește Dumnezeu. Sau cât de multe lucrări face, sau cât de multe îi oferă omului, omul rămâne orb și extrem de indiferent față de tot. Omul nu i-a dat inima lui Dumnezeu niciodată, doar vrea să aibă el însuși grijă de inima lui, să-și ia propriile decizii. Înțelesul ascuns fiind că omul nu vrea să urmeze calea de a se teme de Dumnezeu și a se feri de rău sau să se supună suveranității. Și aranjamentelor lui Dumnezeu. Nici nu vrea să-l venereze pe Dumnezeu drept Dumnezeu. Astfel este starea omului astăzi. Indiferent de modul în care sunt încercați, loialitatea celor care îl au pe Dumnezeu în inima lor rămâne neschimbată. Dar cei care nu îl au pe Dumnezeu în inima lor, când lucrarea lui Dumnezeu nu le aduce avantaj trupului, își schimbă părerea despre Dumnezeu. Și chiar se îndepărtează de Dumnezeu. Astfel, sunt aceia care nu vor rămâne pe loc la sfârșit, cei care caută numai bine cuvântările lui Dumnezeu și nu sunt dornici să se sacrifice pentru Dumnezeu și să se dedice lui. Acest fel de oameni infami va fi eliminat cu totul atunci când lucrarea lui Dumnezeu se va încheia, și ei sunt nevrednici de orice compasiune. Cei fără umanitate sunt incapabili să îl iubească pe Dumnezeu cu adevărat. Atunci când mediul este sigur și protejat sau e vreun profit de tras, ei ascultă întru totul de Dumnezeu, dar atunci când ceea ce doresc este compromis sau este respins, ei se revoltă imediat. Chiar și pe parcursul unei singure nopți, ei se pot transforma dintr-o persoană zâmbitoare, bună la suflet. Într-un ucigaș urât și feroce, care își tratează binefăcătorul de ieri ca pe inamicul lor de moarte, fără niciun motiv. Dacă acești demoni nu sunt alungați, acești demoni care ar ucide fără să clipească, nu vor deveni ei un pericol ascuns? Cuvintele lui mi-au arătat ce mi se ascundea adânc în suflet. Nu credeam în Dumnezeu ca să mă supun și să mă închin lui. Și pentru harul și binecuvântările lui. Îmi redusesem orele de lucru și de câștigat bani ca să-mi fac datoria, doar ca să fiu mai binecuvântat. Renunțasem la lucruri doar ca să încerc să tratez cu Dumnezeu. Absolut deloc din credință și iubire adevărată. Când au început să-mi apară probleme în viață, am rămas ferm în datoria mea crezând că greutățile vor trece, iar Dumnezeu mă va binecuvânta și mai mult. Dar lucrurile au continuat să fie dificile. Am avut probleme la noul salon și am pierdut mulți bani. Nu mai aveam pic de motivație să-mi fac datoria și am început să-L învinuiesc pe Dumnezeu. Am făcut sacrificii și eforturi, de ce nu mă binecuvântase Dumnezeu? Fără binecuvântările lui, nu voiam să mai muncesc atât de mult ca înainte pentru el. Voiam doar să mă gândesc mai mult la confortul meu. Perspectiva mea asupra lucrurilor era atacată constant de probleme și din cauza greutăților, n-am reușit să caut voia lui, să practic adevărul și să rămân neclintit. În schimb am căutat moduri de a-mi rezolva singur problemele financiare. Făcându-mi datoria de mântuială și fiind irresponsabil. Dumnezeu nu avea loc în sufletul meu. Prin atitudinea mea față de datoria mea și față de Dumnezeu, am văzut că nu eram un adevărat adept al Său. Mereu susțineam că-l iubesc pe Dumnezeu. Dar l-am învinuit când m-am confruntat cu probleme în viață. M-am certat și m-am socotit cu El. Așa cum a spus Dumnezeu. Chiar și într-o noapte, ei se pot transforma dintr-o persoană zâmbitoare, bună la suflet, într-un ucigaș urât și feroce, care își tratează binefăcătorul de ieri ca pe inamicul de moarte fără motiv. Comportamentul meu era exact ca acela expus de Dumnezeu în cuvintele lui. Eu îmi făceam datoria bine doar când mă binecuvânta Dumnezeu. Mă purtam ca și cum aș fi fost un creditor, cerându-i lui Dumnezeu ce voiam. Dar, de fapt, Dumnezeu mi-a dat viață, mi-a dat tot. Îmi dăduse mai mult decât suficient. De ce voiam să-i fac reproșuri, să dezbat și să mă cert cu el? Mă și împotriveam lui nefăcând un bine datoria. Reflectând la asta, m-am simțit tot mai rușinat. Dacă nu mă căi în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu n-ar detesta și alunga pe cineva ca mine m-am rugat lui Dumnezeu în sufletul meu. Dumnezeule, n-am deloc conștiință. Deja m-am bucurat atât de mult de harul tău, dar am într-una pretenții de la tine una după alta. Când nu-mi sunt îndeplinite dorințele, devin negativ și mă plâng. Dumnezeule, mi-am văzut adevărata față și mă disprețuiesc. Te rog, ajută-mă să-mi pot schimba aceste obiceiuri greșite. Apoi am citit asta în cuvintele lui. Ceea ce urmărești tu este să fii capabil să câștigi pacea după ce ai crezut în Dumnezeu, pentru ca ai tăi copii să nu se îmbolnăvească, pentru ca soțul tău să aibă o slujbă bună, pentru ca fiul tău să-și găsească o soție bună, pentru ca fiica ta să-și găsească un soț decent pentru ca boii și caii tăi să are pământul bine, pentru un an de vreme bună pentru recoltele tale. Asta e ceea ce cauți tu. Ce urmărești tu e doar să trăiești în confort, pentru ca niciun accident să nu se întâmple familiei tale, pentru ca vânturile să te ocolească, pentru ca fața ta să nu fie atinsă de praf, pentru ca recoltele familiei tale să nu fie inundate. Pentru ca tu să nu fii afectat de vreun dezastru, să trăiești în îmbrățișarea lui Dumnezeu, să trăiești într-un cuibușor confortabil. Un laș ca tine, care întotdeauna urmărește trupul. Ai o inimă? Ai un duh? Nu ești o fiară? Îți ofer calea adevărată, fără a cere nimic în schimb, și tu tot nu cauți. Ești tu unul dintre aceia care cred în Dumnezeu? îți acord viață umană reală și tu tot nu cauți. Nu ești tu la fel cu un porc sau un câine? Toți oamenii corupți trăiesc pentru ei înșiși. Fiecare om pentru el însuși și diavolul îl ia pe cel mai din spate. Aceasta este sintetizarea naturii umane. Oamenii cred în Dumnezeu de dragul propriilor interese. Când se leapădă de lucruri și se sacrifică pentru Dumnezeu, o fac pentru a fi binecuvântați, iar când îi sunt credincioși, o fac pentru a fi răsplătiți. Pe scurt, totul este făcut cu scopul de a fi binecuvântați, răsplătiți și de a intra în împărăția cerurilor. În societate, oamenii lucrează pentru beneficiul lor și, în casa lui Dumnezeu, îndeplinesc o datorie pentru a fi binecuvântați tocmai pentru a obține binecuvântări, oamenii se leapădă de toate și pot să îndure multă suferință. Nu există dovadă mai bună a naturii satanice a omului. Citind cuvintele am văzut cât de egoist și de josnic eram. Mă controla ideea: fiecare pentru sine și diavolul să-l ia pe ultimul. Credeam că orice aș fi făcut trebuia să-mi aducă avantaje și nu voiam să fac nimic fără să am avantaje. Tipul ăsta de filozofie îmi era adânc înrădăcinat în suflet. Și m-a făcut să trăiesc mereu doar pentru mine. Chiar și credința și sacrificiile mele pentru Dumnezeu aveau un singur scop: să fiu binecuvântat. Îl înșelam pe Dumnezeu. Eram extrem de egoist și de viclean. Îmi urmăream mereu interesele și cum să obțin harul și binecuvântările lui Dumnezeu. Văzând că Dumnezeu nu mă binecuvânta cum credeam că ar fi trebuit, am devenit trist și plin de nemulțumiri. Care era voia lui Dumnezeu în această situație? N-am căutat, reflectat și nu mi-a păsat. Mă concentram doar pe interesele trupului meu. Oare nu ratam ocazii de a obține adevărul? Dumnezeu s-a întrupat în zilele de pe urmă ca să ne mântuiască. A spus atât de multe cuvinte și ni s-a oferit cu trup și suflet, ca prin aceste cuvinte și adevăruri să scăpăm de păcat și de rău, să scăpăm de corupția și răul făcut de satana. Dar eu nu căutam adevărul, îl desconsideram prea mult. Nu prețuiam această șansă la mântuire. Eram ahtia după confortul trupului, gândindu-mă la el și căutând să-l obțin. Dacă aș fi continuat așa, ce ar fi făcut Dumnezeu cu cineva ca mine? Aș fi ajuns să fiu alungat, nimicit? Am spus o rugăciune în suflet. Dumnezeule, te rog, salvează-mă! Te rog, lasă-mă să mă cunosc și să găsesc o cale de practicare! Am spus acest fel de rugăciune în fiecare zi. Apoi am citit asta în cuvintele lui. S-ar putea să consideri că a crede în Dumnezeu înseamnă să suferi sau să faci tot felul de lucruri pentru El. S-ar putea să crezi că scopul credinței în Dumnezeu este ca trupul tău să poată fi împăcat sau ca tot în viața ta să decurgă fără probleme sau ca să te poți simți confortabil și în largul tău din toate punctele de vedere. Totuși, nici unele dintre acestea nu sunt scopuri pe care oamenii să le atașeze credinței lor în Dumnezeu. Dacă pentru aceste scopuri crezi tu, atunci perspectiva ta este incorrectă, iar ție îți este pur și simplu imposibil să fii desăvârșit. Acțiunile lui Dumnezeu, firea sa dreaptă, înțelepciunea lui, cuvintele sale, minunăția și caracterul său de nepătruns, sunt toate lucruri pe care oamenii s-ar cuveni să le înțeleagă. Având această înțelegere, ar trebui să o folosești ca să-ți descotorosești inima de toate cerințele, speranțele și noțiunile personale. Numai prin înlăturarea acestor lucruri poți să îndeplinești condițiile cerute de Dumnezeu, și numai făcând lucrul acesta poți să ai viață și să-l mulțumești pe Dumnezeu. Scopul credinței în Dumnezeu este de a-l mulțumi și de a trăi firea pe care El o cere astfel încât acțiunile și gloria lui să se poată manifesta prin acest grup de oameni nevrednici. Aceasta este perspectiva corectă pentru credința în Dumnezeu și, de asemenea, este celul pe care ar trebui să-l cauți. Nu există o corelare între datoria omului și faptul dacă este binecuvântat sau blestemat. Datoria este ceea ce omul se cuvine să îndeplinească. Reprezintă vocația sa de la ceruri și nu ar trebui să depindă de recompensă, condiții sau motive. Doar atunci el își face datoria. A fi binecuvântați este când cineva este desăvârșit și se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu după ce a experimentat judecata. A fi blestemați este când firea cuiva nu se schimbă după ce a experimentat mustrarea și judecata, adică atunci când nu experimentează desăvârșirea, ci este pedepsit. Dar indiferent dacă sunt binecuvântate sau blestemate, ființele create ar trebui să-și facă datoria, să facă ceea ce se cuvine să facă și ceea ce sunt capabile să facă. Acesta este minimul pe care o persoană o persoană care îl caută pe Dumnezeu ar trebui să-l facă. Nu ar trebui să-ți faci datoria doar pentru a fi binecuvântat și nu ar trebui să refuzi să acționezi din teama de a fi blestemat. Permiteți-mi să vă spun acest lucru. Îndeplinirea datoriei proprii este ceea ce omul se cuvine să facă, iar dacă nu este capabil să-și facă datoria, atunci asta este răzvrătirea lui. Sustinusem adesea că am o credință adevărată în Dumnezeu, dar apoi am realizat că asta era doar în imaginația mea. Tipul meu de credință era exact așa cum spusese Pavel în 2 Timotei 4, 7 cu 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu nuna dreptății. Pavel aștepta o cunună a dreptății după serviciul lui pentru Domnul, și ăsta era și scopul credinței mele, să fiu binecuvântat. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au spus ce e credința și ce ar trebui să urmăresc în credința mea. Eram gata să schimb calea greșită pe care mă aflasem, fiindcă asta doar mă făcea să devin tot mai corupt și un dușman al lui Dumnezeu. Eram exact ca un copil, care nu le era devotat părinților lui, ci doar voia ceva de la ei. Un asemenea copil nu poate fi favorizat de către părinți, ci doar le va provoca suferință. Motivația și perspectiva mea în credință erau rușinoase pentru mine. Ce fel de recompensă speram să primesc de la Dumnezeu? Deja mă bucurasem atât de mult de harul și binecuvântările lui și dobândisem hrană din adevărurile cuvintelor și din grija și protecția lui. Ca să nu mai zic de aerul pe care îl respiram, de lumina soarelui, de pâinea mea cea de toate zilele. Dumnezeu mi le dădea pe toate. Dumnezeu îmi dăduse chiar și viață. Cum să răsplătesc eu iubirea Creatorului? Și dacă mi-aș fi dat toată ființa mea, tot n-aș fi putut să răsplătesc. și îl tot învinuiam pe Dumnezeu Mă certam și încercam să mă socotesc cu el. Nu aveam deloc umanitate, niciun pic de conștiință de sine. L-am urmat pe Dumnezeu și mi-am făcut datoria. Cel mai firesc și corect lucru de făcut. Era și o șansă pe care mi-o dăduse Dumnezeu să caut adevărul și mântuirea. Dacă nu-mi făceam datoria, nu aș fi putut să obțin adevărul sau să-mi schimb firea coruptă. Am face datoria, N-ar trebui să fie o înțelegere pe care o fac cu Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Acum realizez că datoria e exact ce ar trebui să facă o ființă creată. E responsabilitatea unui om. De asemenea, înțeleg că orice dificultăți aș avea, fie că mă îmbolnăvesc sau că nu merge bine afacerea, trebuie să accept asta și să nu mă plâng. Sunt rațiunea și atitudinea pe care ar trebui să le am ca ființă creată. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că am obținut înțelegere. Acum nu câștig mulți bani și calitatea vieții mele a scăzut puțin. Dar sunt mai econom decât înainte, nu mai cheltuiesc așa de mult. Mă pot descurca și așa. Nu pot lăsa problemele și greutățile să-mi afecteze atitudinea față de datoria mea. Am continuat să le ofer fraților și surorilor ajutor, Străduindu-mă să-mi finalizez toate sarcinile în datorie. Trecând prin asta, am văzut cât de egoist și de josnic eram. Și mi-am înțeles mai bine perspectiva greșită în credința și căutarea mea. Am realizat asta datorită îndrumării cuvintelor lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Acesta a fost articolul. Sper că v-a ajutat. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Pe data viitoare.